Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu GTA Online. Astăzi, alături de Albert. Salut! Salut, băi Albert! Nu am mai jucat de mult timp GTA Online și ar fi cazul să ne punem pe treabă. Ești noob și te joci numai Sampka, băia, ca oameni. Doamne! Our fearless leader. Ai văzut bradul? Au pus brad aici. Da. Se pare foarte tare. Ăsta. Chiar e drăguț. Ar fi fost fain să-l putem împodobi noi, cum vrem, știi? Băi, știi ce am observat, ce am realizat, de fapt? Unde mergem? Jos, mergem, nu? Da, jos. Sau mergem pe acoperiș? Nu, mergem jos. Ok, nu mi-am mai schimbat de foarte mult timp hainele în GTA. Da, fac o schimbare să... Da. Păi după ce facem misiunea asta, îți schimbi și tu hainele, dacă vrei. Și am ieșit pe acoperiș, by the way. O să trească să mă arunc de aici cu parașuta. It's there for taking. Get it and bring it back to the warehouse. Hai bă. Ok, te arunci tu în fața. Ha, ha, ha. Oh, bă, nu. Tot când s-a urcat la mașină, parcă nu s-a întâmplat nimic. A dat cu capul de stil pe ăla, da. Da, nici se n-a zărit ăla. Stai, nu trage încă. Bă, stai două secunde că trebuie să opresc aici undeva. Ia. Așa, hai că am dat și o muzica și... sonorul ceva mai încet la joc, ca să ne putem înțelege unul de alta. Și să-i dăm bătaie. Ne înțelegem unul cu cine. Exact. Așa. Deci noi trebuie să mergem să colectăm niște cutii? Mhm. Uh-huh. Da, niște cutii. Ne-am înțeles. Dar te fac și niște bănuți, că sunt sărac rău de tot. Îi spune dacă trebuie să fiu aici, gen pe mașinganul ăsta, pregătit sau asta sau e tot o take out the thieves. Ok. Unde e scoți? Aha, fii atent. Unde e asta? Ăștia? Trebuie să... Da, trage în ăla că aleargă. Bun, asta a fost o cutie și mergem și după cealaltă. Astea sunt NPC-uri sau sunt playeri? NPC-uri. Îmi place mașina asta. Bă, chiar e șmecheră și nu prea o foloseam înainte. De tracker să-ți spun eu. Hai că mergem acum, ia uite-l. Stai așa, trec cu mașina peste, poate... Nu, trebuie să cobori din mașină. Da? Și acum, hai înapoi. Acum. Bun. Și mergem și livrăm la depozit și țac, țac, pac. Da, asta-i tot? Și am făcut bani? Atât de ușor am făcut bani? Cam atât de ușor. În fine, s-ar putea să vină și player după aceea. Da, înainte erau entuziasmați. Le dăm da, dar înainte nu știu, da, parcă erau oameni. Dar bănesc că nu primesc mare chestii, știi? Poftim? Nu? Zic, nu primesc mare chestii dacă te... Băi, îți strică ție distracția. Ai chestia asta blindată. Ai chestia asta blindată și... Nu e chiar așa de blindată, adică dacă îți trage pe un geam, te cam omoară. Și pe tine la fel, acolo sus e treaba da, ușoară. Da, mai gândesc că eu o să-mi fac. Ok. Ia, hai să vedem noi. Hai să-i punem un nume tipei ăstea de la recepție. Marcela. Nu. Nu. Ce, am avut o gagică pe care o chema Marcela. Are și tata una acum, ce crezi? Cu același nume. Nu, hai să găsim altceva. Deci te-am nimerit la fix. Nu, hai să găsim altceva. Ce zici? Unde ești, mă? Iar te-ai dus, mă, pe aia... Ai răbdare?
Calma, señor. We're being extorted, boss. The seller won't give us the location until we deal with a problem of his. A human-shaped problem. I'll give you the target's location. When he's gone, Fanela. We'll get the details for the pickup. Nu fanela, nu. Mă zgârie. Nu. Nu fanela. Bine. Lamborghina. Lamborghina. Stai să mă gândesc. Geta, de la GTA. Geta. A, Geta, uite, vezi, yeah. Geta, da, asta da, îmi place cum sună. Geta. Geta de la GTA. Aia e parte. Geta de la GTA, bă, este secretarul muncii. Băi, și ce-au făcut? Cred că au schimbat modul care se controlează mașina asta. Pentru că e mult da? Mai grea, știi, și în momentul care lovești o mașină, bă, dă-n o zbor, dă-aia mama dracu. Bă, na, măcar e mai realistic. Trage că după aia o să vină poliția, după noi și chiar n-am chef, Bulangie. Dă Boiangie aia de poliția. Aveam un coleg pe care îl chema Boiangiu. Cred că știi de fapt. Băi Boiangiule. Băi Boiangiule. Ce faci mă Boiangiule? Era mișto dacă era ghi. Păi, sincer, șansele sunt să fie puțin. Puțin. Ori ești, ori nu ești, e doar atât cât trebuie să știi. Adică el e de la mama lui, să zic așa. Ok, haide să ne continuăm aici asta. Ok, hai să ne punem aici sus. Sau tu poți să stai și în nebunia aia, cred. Murg doar eu, sau... Vedem, cine știe, ce dracu avem de făcut pe aici? Trebuie să mai urcăm. Cine-i acum tu aici? Lasă-l în pace, cine știe. Păi mai niște bani. Ne pune să mergem aici sus, dar nu prea înțeleg de ce. Alol. Ca să-i omorăm pe ea. Da, astronautul și mai mulți, stai să vedem. Astronautul și maimuța, ok. Marș, mă. Oh, no. Gata. Colega, animal material. Albertia, hai să stăm noi aici. Nu coborâ, că poliția nu te vede aici sus. Aude-te aici, Kalashnikov de haur. Nu trage, că ne aude. Ce zici tu? Kalashnikov de haur? Da. Eu sunt asta, stai și... Nu mai știu cum se schimba astea, mă. Cu tab și rotiță. Te-am și Kalashnikov de ăsta mai mic, care nu-i de haur, dar e pe aproape. Oooo, ne-am dat drag. Așa, o, ia uite, platina. Mamă. Da, așa, ce mai avem aici? Ia uite, aur. Bam. Care ești, mă, tu? Ia uite, ceva pink tint de la nebunie, chestie. Ce mai avem aici? Iar acum, aur. Ce ai făcut? Băi, fără nu e aur, iar ai Yusuf, Yusuf nu știu ce e ăla. Ah, Yusuf Amir. Da. Da, da, da. Nu e chiar, e mai bine decât aurul. E... ce să mai... Să se vadă opulența, bă. Nimeni nu e mai opulent ca tine și ca mine la un loc. Adevărat? Oh, uite, te dau cu mașina de perete, nici nu mă interesează. Da, asta... Sărăcia asta de mașină. Asta, umbli cu mașina asta ca să fii modest, nu? Păi exact, să creadă lumea că... Da, am greșit drumul. Așa, să creadă lumea că sunt un om din popor, da. Nu, nici n-ai ce să spui, bă, nu există adjective să definească opulența mea. Tu zic. Da, iar folosești cuvinte de-astea
complicate. Opulent. Luxuriant, opulent. Ce este asta? Te-am făcut, n-am luat alea? Nu, 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 acum am făcut cum ar veni o treabă. Da, în fine, și că trebuia să-i omorâm ca să ne spună unde se află transportul. Tu ia mașina. Dacă nu te urca în asta, urcă-te în aia înaltă. Păi da, dar nu vreau să mă urc. Pe margine. Da, păi nu, dar zic ca să iei mașina mea, gen să, da, să nu rămânem fără. Hai că o luăm pe aici, așa, țaca pe acea. O, nici chibici, o nebunie. Ok, deci am apărut cum am apărut. Vreau cineva să mă supere. Eu este teribil. Opa, opa, nebun. Albert, vezi că te auzi foarte încet, nu știu de ce. Serios? Da. Nu cred. Băi, o să verific și eu după aia. Auzi de un setările. Dar mie mi se pare că te auzi încet. Te duce vocea mie, probabil. Probabil, la câte live-uri cu Samu pe ai făcut. Aha, karma. Karma, bitch. Karma, bitch, m-a dat asta. Mă, dar lentă-i mașina asta. Uite, interesant și zborul pe care ai. Da? Se pare interesant? Și mie îmi place să știi, chiar... Și chiar mi-a făcut plăcere să mă joc acolo cu băieția. Ok, cum? Ai părăsit sesiunea, aparent. Nu, tu ai părăsit cu tine. Te-am omorât. Nu, eu văd că sunt aici. Ce dracu se întâmplă? Serverele GTA Online sunt bune ca de obicei, știi? Adică... Pot să zic ceva, da, Albert? Nu pot să zic nimic. De ce? Mulțumim, Rockstar Games, ați făcut niște servere de nota... Nota 1 pentru copiat în pana mea. Ce mă întreb? Cumva GTA-ul făcut de EA? Nu știu, boss, chiar mă gândeam să... Până și ei au servere mai bune, acum să fim serioși. Poți să spui orice despre ei, dar nu poți să spui că au servere proaste. Da. În viitor probabil o să vrească să plătești ca să zici pe server. Da, adevărat, știi? Nu știu ce dracu se întâmplă. Că s-a mai întâmplat asta, acum nici măcar jumătate de oră. Da. Faza de căcat, știi care e? Care? Că tu n-ai câștigat niciun ban în toată afacerea asta. Da, știu.